Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. De câteva ediții am început să discutăm despre crez, acea rugăciune pe care o spunem în biserică, la fiecare liturghie, și pe care părinții și nașii au spus-o odinioară la botezul nostru. Încercăm să înțelegem crezul. Până acum am înțeles toți că adevărurile de credință sau articolele sau propozițiile se învârt în jurul acelor trei persoane ale Sfintei Treimi: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh. Deja am tratat până acum despre Dumnezeu Creatorul Cerului și al Pământului. Astăzi încercăm să intrăm și să înțelegem mai mult articolul 2 despre Iisus Hristos, și anume Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru. O facem cu invitații noștri, aceiași invitați pe care i-am avut și până acum, cărora le spun deja bun venit: Monseniorul Benone Farcaș, rectorul Institutului Teologic. Bine v-am găsit. Și părintele Iosif Antire, profesor de Sfânta Scriptură la Institutul Teologic. Bine v-am găsit. Articolul 2 sau a doua propoziție a crezului ne vorbește despre Iisus Hristos. Despre el s-au turnat filme, specialiștii spun că la 4-5 ani apare un film, multe documentare, foarte, foarte multe cărți despre Iisus Hristos. Dacă v-ar întreba cineva și ar încerca să înțeleagă de la dumneavoastră cine este Iisus Hristos, cum l-ați prezentat, cine este el pentru dumneavoastră, Monseniore? Iisus Hristos, dincolo de definiția scurtă pe care o dă catehismul ca fiind cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat. Pentru acest lucru, Iisus este prezent în viața noastră și în perioada contemporană a fost subiectul, personajul principal al atâtor creații cinematografice sau teatrale. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu întrupat, este felul în care Dumnezeu s-a făcut prezent în mod excepțional, în mod extraordinar, în mijlocul nostru. El, cel nevăzut, creatorul întregului univers, a ales, din dragoste față de oameni, să se întrupeze, să devină unul asemenea nouă. Și a făcut acest lucru prin Iisus Hristos. În crez avem mai multe propoziții care se referă la Iisus Hristos, practic descrie toată viața lui Iisus Hristos. Ce anume v-a fascinat la Iisus? Faptul că un Dumnezeu a ales să devină om. Gândiți-vă, faceți o asemănare între un om și un vierme. Un om ar prefera să trăiască în lumea aceasta asemenea unui vierme? Multiplicați la infinit această realitate și vom putea găsi ce a făcut realitatea pe care Dumnezeu a realizat-o. Faptul că El, o ființă esențială, o ființă care nu depinde absolut de nimeni și de nimic, a ales să se coboare și să devină asemenea creaturii sale. Acest lucru m-a fascinat și continuă să mă fascineze. Pe dumneavoastră, ce anume v-a fascinat la persoana lui Iisus Hristos? Eu mă ocup de studiul Sfintei Scripturi, iar studiul Sfintei Scripturi este de neînțeles fără persoana lui Iisus Hristos. Iisus este în centrul Noului Testament, dar Iisus este de asemenea prezent, aș spune, în toate paginile Vechiului Testament. Și de fapt Iisus este cheia de boltă a întregii Sfinte Scripturi. Vechiul și Noul Testament capătă un sens deplin în persoana lui Iisus Hristos. În rest, dacă este să vorbesc ce mă fascinează strict în munca mea de fiecare zi în studiul Sfintei Scripturi, mă fascinează noutatea lui Iisus. Faptul că oricâte lucruri ai ajunge să cunoști despre Iisus, oricâte lucruri ajungi să citești, să înțelegi despre El, rămâne mereu ceva neexplorat, rămâne mereu ceva profund
măreț, misterios, care ți este rezervat și pentru mâine și pentru poimâine. Este un lucru extraordinar să poți studia Sfânta Scriptură și să-L descoperi pe Iisus Hristos în fiecare pagină a Sfintei Scripturi, să dai seama că El este viața, El este sensul profund al Scripturii. Vorbesc de Sfânta Scriptură, într-un mod deosebit Noul Testament. Acolo întâlnim pe contemporanii lui Iisus, care îl urmează, care rămân uimiți. Pe contemporanii lui, ce anume i-a fascinat? De ce s-au apropiat de el? Vă amintesc, de exemplu, un singur caz când a făcut înmulțirea pâinilor, minunea înmulțirii pâinilor, zice că a făcut-o seara. Adică au stat o zi întreagă și au uitat până și de foame. Ce i-a fascinat? Cu siguranță că Iisus avea un farmec al său personal. Când spun farmec personal, înseamnă că fascina prin tot ceea ce el însemna, prin modul său de a vorbi, prin modul său de a acționa, prin faptele sale. Evident, nu toată lumea știa exact ce anume caută atunci când îl urma pe Iisus. Unii poate căutau miracole, unii căutau semne, așteptau ca Iisus să-i vindece, Iisus să-i ajute într-un anume fel sau altul. Aș spune că cei mai sinceri căutători ai lui Iisus erau cei care s-au deschis în fața mesajului profund pe care Iisus l-a adus, iar acest mesaj îl găsim în fiecare pagină a Scripturii. Cei care și-au dat seama că Iisus este cel care a venit să mântuiască poporul său, Iisus este de fapt mântuitorul. Iar cei care au înțeles acest lucru, de fapt au fost cei mai aproape de adevăratul mesaj pe care Iisus a venit să-l aducă în lume. Dar Iisus cu siguranță i-a fascinat pe foarte mulți, înțelepciunea sa, modul său de a vorbi, să ne gândim că Iisus era un semit în definitiv prin structura sa culturală și limbajul semiților este deosebit de frumos, este fascinant, este încântător și pentru noi cei de astăzi. Probabil tot ceea ce a realizat Iisus era fascinant. De altfel, îmi amintesc că în Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 7, când sunt trimiși aprozii ca să-L prindă, se întorc înapoi fără Iisus și sunt întrebați cum ați venit fără El și răspunsul lor este foarte interesant. Nimeni n-a mai vorbit ca El. De ce Iisus? Pentru că articolul acesta din Crez ne vorbește Iisus Hristos, Fiul unul născut, Domnul nostru, și imediat colegii mei din studio vor pune imagini și prima imagine este tocmai cu crezul și în crez este subliniat acest articol de credință care este în atenția noastră astăzi. De ce Iisus? Întruparea lui Dumnezeu a avut loc într-un moment hotărât de Dumnezeu Tatăl, după o pregătire îndelungată, cea a epocii Vechiului Testament și o pregătire remotă, o pregătire dintr-un trecut apropiat nașterii lui Hristos, în timpul căreia Dumnezeu a făcut cunoscut acest nume părinților săi, Preasfintei Fecioare Maria și Sfântul Iosif, tatăl său purtător de grijă. Când, fie prin glasul îngerilor, fie printr-o voce pe care ei au auzit-o, li s-a descoperit acest nume. Numele lui va fi Iisus, care înseamnă Dumnezeu mântuiește. Și acest lucru poate confirma sau infirma colegul meu. Dumnezeu mântuiește. În însuși numele său este cuprinsă și misiunea lui Hristos, aceea de mântuitor. Ce puteau să înțeleagă părinții Iosif și Maria din acest nume? Pentru că era, am înțeles, un nume comun. Pe vremea lui Iisus, mulți aveau numele de Iisus. De altfel, am citit zilele acestea că în primele secole își mai dădeau creștini numele de Iisus, dar apoi, din respect față de Iisus, de persoana lui Iisus, nu și l-a mai dat. Și nici astăzi părinții nu pun copiilor lor numele de Iisus. Ce puteau să înțeleagă dacă era un nume comun?
Numele de Iisus se mai întâlnește și astăzi în aria culturală de limbă spaniolă. Iisus e un nume destul de frecvent în zona limbilor, în zona limbii spaniole. În schimb, e adevărat, în rest s-a abandonat această practică de a pune numele de Iisus din respect față de unicitatea persoanei lui Iisus. Dar trebuie să spunem că în timpul lui Iisus, numele acesta era un nume frecvent. De exemplu, găsim și în Noul Testament personaje care poartă acest nume, cât privește celebrul personaj Baraba, cel care a fost preferat în locul lui Iisus atunci când a avut loc procesul. După unele manuscrise, acest personaj se numea Iisus Baraba. E de fapt un vechi nume biblic, forma obișnuită a numelui este Iehoșua, care înseamnă Iahve sau Domnul salvează sau mântuiește, iar forma scurtă este Iesua. Cel mai probabil Iisus se numea Iesua. Așa îl strigau și părinții, așa îl strigau toți, Iesua. Dar era un nume obișnuit la vremea respectivă și pentru că era evocator, amintind că Dumnezeu a intervenit de atâtea ori în istoria poporului lui Israel pentru a-l salva și amintindu-și că Dumnezeu va interveni și în viitor pentru a salva poporul său. Da, e un nume extrem de evocator în auzul unui evreu. Și probabil că apariția îngerului și faptul că îngerul a zis să-i vei pune numele Iisus a reprezentat ceva pentru părinți. Al doilea nume este Hristos. Care ar fi semnificația acestui? Hristos este traducerea în limba greacă a cuvântului ebraic Mesia, care înseamnă cel uns. În Vechiul Testament, poporul israelit aștepta pe cel uns de Dumnezeu care să aducă mântuirea, aștepta mântuitorul, salvatorul. În cărțile profetice și nu numai, chiar și în cărțile istorice, observăm două curente care îl descriu, două idei care se conturează, se concretizează descriindu-l pe Mesia. Este imaginea unui Mesia care vine să elibereze poporul israelit și este imaginea însuși, imaginea lui Dumnezeu însuși, care vine să locuiască cu poporul său. Aceste două imagini, practic, s-au unit, s-au întrupat în Hristos, în Iisus Hristos, cel uns, cel așteptat, cel trimis de Dumnezeu pentru a mântui poporul și, în același timp, pentru a rămâne întotdeauna cu el. Sunteți profesor de Sfânta Scriptură. Există în Vechiul Testament profeții care vorbesc despre cel uns și apoi întâlnim la nivelul Noului Testament o așteptare a venirii lui Mesia, Hristos, cel uns? Da, aici ar trebui să ne facem o idee mai clară despre ceea ce înseamnă unsul în Sfânta Scriptură și mai ales în Vechiul Testament. Deci, practic, cine era uns în Vechiul Testament? Regii erau unși. Să ne gândim, de exemplu, la Saul, primul rege al Israelului, a fost uns cu unt de lemn de către profetul Samuel. La fel se întâmplă cu David, regele Solomon apoi va fi uns de către marele preot Sadoc și așa mai departe. Deci era, practic, regele era numit unsul Domnului. În rest, marele preot mai era uns, dar cu timpul acest concept de unsul Domnului a ajuns să desemneze nu numai o persoană unsă cu unt de lemnul respectiv, nu? Ci pur și simplu unsul a ajuns în Vechiul Testament să desemneze la un moment dat o persoană preferată de Dumnezeu, o persoană protejată de Dumnezeu, o persoană care înseamnă, mă rog, ceva deosebit pentru Dumnezeu. De pildă în Psalmul 105, la un moment dat acolo spune psalmistul, vorbind de numele lui Dumnezeu, care poruncește să nu vă atingeți de unșii mei. Unșii, în cazul acesta, sunt poporul lui Israel. Când vorbim de Iisus ca unsul Domnului, de Iisus ca și Hristos, nu? Hristos unsul, Mashiach în ebraică, nu vorbim de o ungere propriu-zisă, cum se întâmpla cu un rege sau cu marele preot, nu. Ci e vorba de unsul în acest sens despre care vorbeam mai înainte. Unsul înseamnă, prin excelență, preferatul Domnului sau, dacă vrem, trimisul Domnului pentru poporul său sau care va acționa în numele lui Dumnezeu în favoarea poporului său.
Așa că atunci când noi îl numim pe Iisus Hristos sau Unsul Domnului, trebuie să avem în minte tot acest imaginar biblic, toată această gândire biblică în care Unsul este prin excelență alesul Domnului și trimisul Domnului pentru salvarea poporului. De altfel, întâlnim în Noul Testament, îmi amintesc tot în Evanghelia după Ioan, chiar la început, Andrei vine la Simon și îi spune: l-am întâlnit pe Mesia, pe Hristos. De ce e această bucurie, explozie de bucurie a lui Andrei și a celorlalți, de altfel, care vorbesc despre întâlnirea aceasta cu Mesia? Poporul israelit aștepta un eliberator. Ne amintim că în perioada în care Iisus s-a născut și în perioada în care Iisus a trăit și a realizat opera sa mântuitoare, poporul israelit se afla sub dominația romană. De aceea, poporul ales aștepta un eliberator. Poate uneori confundau ideea de a fi eliberați în general de sub domnia morții și a păcatului cu aceea de a fi eliberați de sub dominația romană. Atunci când l-au văzut pe Hristos, au văzut în el Mesia cel așteptat, un eliberator, un salvator. Ne amintim că în Evanghelie deseori anumite persoane sau grupuri de persoane îl invită pe Iisus, îl consideră un eliberator uman, deci un eliberator care ar urma să instaureze o împărăție pământească, să înlăture asupritorul și să aducă o perioadă de prosperitate, de pace, de independență a poporului israelit. Dar exista în același timp această așteptare a trimisului lui Dumnezeu, a celui ales, a preferatului, care să lucreze în favoarea poporului sfânt, poporului ales. Venirea lui Iisus intra, cu alte cuvinte, în orizontul așteptărilor lor. Eu aveam o completare, pentru că m-ați întrebat despre viziunea profeților și profețiile lor. Trebuie să ținem cont de toate așa numitele profeții mesianice, care se întâlnesc în Sfânta Scriptură peste tot, dar mai ales în cărțile istorice și în cărțile profetice. Sunt diferite texte în care apare această figură a alesului Domnului, a Unsului, sunt toate celebrele profeții ale lui Isaia, ale lui Ieremia, Ezechiel, Miheia, mai înainte Nathan și așa mai departe. O mulțime de profeții care toate pregătesc o gândire, o mentalitate care se va evidenția în toată măreția ei în Noul Testament. Iisus Hristos vine în această lume în contextul acestei așteptări pregătită de veacuri de către marii profeți ai poporului lui Israel. Și de altfel, evanghelistul Matei notează de mai multe ori că toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească profeția care zice, și cita din Vechiul Testament profeții. Foarte bine, mai bine decât oricare sau mai mult decât oricare dintre evanghelii, Matei evidențiază faptul că în persoana lui Iisus Hristos se împlinesc vechile profeții. Da. Crezul spune mai departe despre Fiul Său, unul născut. Această titulatură ce ar însemna? Atunci când vorbim despre Dumnezeu, suntem limitați în limbaj. Folosim acele categorii care pentru noi sunt inteligibile. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu într-o înțelegere a acestui cuvânt, într-o înțelegere transcendentală a acestui cuvânt, pe care trebuie să-l purificăm de îngustimea noastră atunci când îl rostim. Fiul lui Dumnezeu nu înseamnă un fiu născut, ci un fiu generat din veșnicie de către Tatăl. Apare această titulatură în Sfintele Scripturi, Fiul lui Dumnezeu? În Vechiul Testament, ideea de Fiul al lui Dumnezeu este aplicată diferitor persoane. De exemplu, Fiul lui Dumnezeu este poporul lui Israel. Da? Israel este considerat Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu sunt îngerii. Să ne gândim, de exemplu, la începutul cărții lui Iob, acolo unde se vorbește despre Fiul lui Dumnezeu care s-au adunat într-o zi. În spatele acestei expresii, bine Elohim, sunt de înțeles îngerii care formează probabil Consiliul Ceresc sau Curtea Cerească.
Fiul lui Dumnezeu. În ceea ce îl privește însă pe Iisus, sau iarăși un lucru important, e numit Fiul lui Dumnezeu, acel copil care se va naște, nu, din profeția pe care Nathan i-o transmite lui regelui David. La fel, eu îi voi fi lui tată, spune Dumnezeu, iar el îmi va fi mie fiu. Numai că atunci când vorbim despre Iisus Hristos, filiațiunea divină a lui Iisus este total diferită de aceste instanțe ale Vechiului Testament. Relația pe care Iisus o pretinde cu Tatăl Său este unică și fără precedent în Vechiul Testament, motiv pentru care mulți dintre evrei sau marea parte a poporului evreu nu l-a acceptat pe Iisus Hristos, pentru că au considerat că această pretenție a lui Iisus, da, această relație pe care Iisus o pretinde cu Tatăl, este dincolo de ceea ce este imaginabil din Vechiul Testament. Acest articol din Crez ne vorbește așadar Iisus, Hristos, Fiul și Domnul. Ultimul titlu pe care îl exprimă această propoziție. De ce creștinii l-au numit Domn pe Iisus Hristos? Tocmai pentru a scoate în evidență maestatea sa și unitatea cu Tatăl. Pentru că Fiul și Tatăl sunt aceeași ființă, deși acționează ca două persoane diferite. Nu putem vorbi despre o dumnezeire superioară în Tatăl și o dumnezeire inferioară în Fiul. Tatăl și Fiul sunt același Dumnezeu, același Domn. În Vechiul Testament acest cuvânt era destinat, rezervat, dacă putem folosi acest cuvânt, denumirii lui Dumnezeu. Pentru a scoate în evidență acest atribut al Fiului, această unitate a Fiului cu Tatăl, el era numit ca atare, Domn. De altfel, creștinii au avut, mai ales primii creștini, au avut mult de suferit pentru această titulatură de Domn, mai ales când trăiau în vremea împăraților care doreau pentru ei titulatura aceasta. Cunoaștem în istoria bisericii, de ieri și de astăzi, oameni care au fost transformați, răvășiți de persoana lui Iisus Hristos? Ați putea să dați exemple de asemenea oameni? Dar aș spune, milioanele și miliardele de creștini care au crezut în Iisus de-a lungul istoriei, da, toți acești oameni au văzut în Iisus ceva unic, l-au văzut în Iisus pe Dumnezeu însuși, au văzut în Iisus șansa salvării și șansa mântuirii. Mărturia lor este cea mai prețioasă. În rest, sigur că există persoane care la un moment dat nu au luat în seamă creștinismul sau nu au iubit creștinismul sau au avut o altă religie și care, întâlnindu-L pe Hristos, viața lor a fost complet transformată. Să ne gândim, de exemplu, la Sfântul Augustin sau Biserica Ortodoxă numește Fericitul Augustin, care a mers multă vreme pe linia diferitor filozofii, era acum maniheist, nu? Când l-a întâlnit pe Hristos, da, Hristos l-a transformat total și a realizat din el poate cel mai mare teolog al creștinismului. Este un exemplu, sunt alte exemple din perioada modernă, în ambientul catolic e cunoscut André Frossard. Dacă vorbim de România și de experiența noastră mai recentă, să ne gândim la Nicolae Steinhardt, un evreu care l-a cunoscut pe Iisus Hristos și s-a botezat, s-a convertit în închisoare, sau dacă ne gândim la Richard Wurmbrand din lumea protestantă, care la fel l-a cunoscut pe Hristos în acest context ostil al închisorii, al suferinței, și Hristos i-a transformat total viața și a ajuns să spună că Iisus este frumos nume imaginabil și posibil. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Monsignore, aș dori ca în final să ne spuneți ce anume îi poate ajuta pe contemporanii noștri să-și mărească credința în Iisus Hristos. Să-L cunoască, să-I cunoască învățătura, să-I cunoască sublimitatea acestei învățături și noutatea ei permanentă.
acest mesaj al lui Iisus Hristos, al iubirii sale și, pentru oameni față de Dumnezeu și între ei, este acea noutate, acel imbold care poate să-i apropie pe oameni de Dumnezeu. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune, Monsignore Benone Farcaș, Părintele Iosif Antile. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas cu noi în această emisiune în care am discutat despre articolul 2 din Crez, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru. Se amintea în această ediție despre Nicolae Steinhardt, care are o carte, Jurnalul Fericirii. La finalul cărții, el se întreabă, ce ar fi fost viața mea fără Hristos? Și tot el dă răspunsul, o troacă de porci. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!